Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Vara va începe greu. Cu toate acestea, lei nu au de ce să-și facă griji. Încearcă să fii prudentă și rezonabilă, nu încerca să provoci soarta. Evaluează-ți cu atenție capacitățile și planifică-ți în mod competent viitorul. Nu poți avea încredere în oamenii necunoscuți și drămuiește-ți finanțele în mod responsabil. Este posibil ca în prima lună de vară, problemele nerezolvate cu partenerii să agraveze situația multor lei. Și în acest sens, prima decadă poate fi foarte ambiguă, deoarece în aceste zile vântul schimbării îl poate ridica pe leu în vârful recunoașterii universale, succesului și creșterii, dar în același timp, unii reprezentanței semnului, din potrivă, riscă să fie într-o fundătură, punând de la îndoială corectitudinea căi alese. La mijlocul lunii iunie, Lei pot avea toate resursele necesare pentru a-și asuma riscuri mari și a împinge să facă pași îndrăzneți. În plus, tendințele pozitive vor izbucni literalmente în toate sferele vieții, dar pe la sfârșitul lunii, potențialul de viață al Leului va zlobi unii vor trebui să aibă grijă serios de propria sănătate. Într-un fel sau altul, iunie este doar vârful procesului de transformare globală care a început deja în destinele leilor, iar următorii trei ani te vor stimula spre noi realizări. Dragoste, cei mai mulți lei se vor găsi într-o companie plăcută. Reprezentanții unei familii se vor distra de minune alături de membrii familiei și prietenii apropiați, iar în casă va domni atmosfera ideală, ceea ce va face relațiile mai armonioase. Singurul lucru care îți poate strica starea de spirit sunt problemele rudelor mai în vârstă, care acum se adună ca o povară grea. Fii pregătită să rezolvi problemele altora. A doua jumătate te va susține și nu te va lăsa în momente dificile. Lei liberi de povară căsătoriei vor putea întâlni o persoană interesantă dar nu face imediat planuri grandioase pentru viitor. După 7 iunie, va trebui să amân relațiile romantice și să dai prioritate treburilor casnice. În această perioadă, vei putea să te regândești foarte mult, în același timp vei înțelege dacă ai nevoie de o relație. Există o mare probabilitate ca o poveste de dragoste de birou să apară, dar este puțin probabil ca acest hobby să devină serios. Dacă vrei o relație promițătoare, atunci o cunoștință potrivită te așteaptă în ultimele zile ale lunii, sănătatea. În prima lună de vară, problemele de sănătate ar trebui să fie o prioritate. Mulți lei se vor simți rău, obosiți și letargici. Trebuie să acționezi cuprinzător, susține corpul cu o alimentație adecvată, ia vitamine, plimbăte mai des în aer curat. Acordă atenție activității intestinelor. Va trebui să faci ajustări la dietata. Unele medicamente pot avea efect secundar digestiv sever. Nu lăsa această întrebare fără atenție. Asigură-te că consulți un medic cu această întrebare. Nu aștepta până când boala atinge apogeul. Contactează medicul din timp. Treci prin examinări preventive și treci testele necesare. Dacă acum ești mai persistentă, Poți învinge orice boală foarte repede. Bolile cronice ale articulațiilor și ale coloanei vertebrale își vor aminti de tine. Fii atent atunci când faci sport sau recurgi la activitate fizică. Orice activitate fizică ușoară este bună pentru tine, inclusiv gimnastică, aerobic și exerciții de dimineață. Banii Nu ar trebui să-ți construiești planuri grandioase și să cheltuiești în minte care nu ți-au ajuns încă. Acum nu este momentul să începi un proiect masiv, să schimbi locul de muncă sau să începi propria afacere. Urmărește-ți rutina normală și nu-ți asuma prea multă responsabilitate. Acum trebuie să păstrezi ceea ce ai, pot apărea conflicte la locul de muncă care te pot dezechilibra, inclusiv din punct de vedere fizic. Sfârșitul lunii iunie va fi mai calm pentru lei, când vei fi mai productivă. Arată-te în acțiune! Vei putea urca pe scara carierei, vei putea semna un contract important și vei putea oferi proiectul tău creativ. Universul îți va oferi multe oportunități de a prinde norocul. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!